România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, care azi ar trebui să fie despre cel mai important oraș din România. Sau nu mai este așa? Adică mai e Bucureștiul cel mai important oraș din România? Rugămintea mea astăzi este poate să vă puneți în locul unor străini care vin aici sau să ne spuneți ce ați văzut când ați trecut prin București și ce înțelegeți din ce se întâmplă aici. Știți că mâine, de unde am pornit în toată chestiunea asta? Știți că mâine începe Euro 2020 și că de duminică avem și câteva meciuri în capitală. Dacă îi ascultați pe băieții de la Deșteptarea, dacă îl ascultați pe Radu și pe Sorin după masa, de fapt pe Radu după masa și pe Sorin dimineața, aflați că Europa FM vă dă și niște bilete la meciurile astea, așa că români din toată țara, pregătiți-vă să veniți la București. Europa FM chiar are plăcerea să vă ofere aceste bilete la meciurile Euro 2020. Dar până acolo trebuie să și vizitați un pic orașul, ca și miile de străini care în ceasurile următoare se vor strânge la terasele din centrul vechi. Sigur, la acelea care nu sunt deschise sub o tencuială care cade, căci acest lucru este acum interzis. Eu unul aproape că mă bucur că nu vin atât de mulți oameni cât ar fi putut să vină în condiții normale, adică atunci când nu era pandemie, căci cred că ar fi plecat cu păreri împărțite. Nu nimeresc în orașul ăsta într-un moment prea bun. În cel mai bogat sector al său trăim o criză a gunoaielor, ați văzut care e situația acolo. Primarul Armand se bate cu societatea de salubritate și câteva locuri dintre cele mai atractive din capitală au fost acoperite de gunoi zile la rând. Parcurile capitalei de-abia încep să fie aranjate. Primăria nu a avut multă vreme buget din cauza că tehnic este aproape în faliment sau un faliment mascat. După mandatul Firea, banii nu prea s-au mai găsit pe aici. Sunt datorii exemple și, de exemplu, societatea care se ocupă de parcuri este în insolvență, iar muncitorii neplătiți. Urmarea este că aici e o invazie de căpușe, dar și una de șobolani. Știu parcuri din București unde imaginile sunt șocante. Unul este Cismigiu. Gropile s-au întins ca niciodată în oraș. Câteva construcții din alea mari sunt blocate că na, nu sunt bani și pentru că este vară, criza de apă caldă și căldură este mai puțin dureroasă. Nu pot să uit nicio secundă de cea mai mare grozăvie a mandatelor trecute și anume puzurile alea făcute în neștire și în dușmănie care au dus la blocuri peste tot, claie peste grămadă, dar și la cel mai cumplit trafic din țară. La oaltă, cu centralele de apartament, milionul de mașini din București ne dă cel mai murdar aer din țară. Acesta e un munte de probleme. Sincer, uneori, mi-e și milă de Nicușor Dan, pentru că nu cred că are toate resursele la îndemână ca să le dea de capăt problemelor ăstora. Și sunt convins că sunt și alte orașe europene cu probleme similare. Pe de altă parte, să știți, capitala într-un top al orașelor europene, din vreo 200 și ceva, este pe locul 160, dacă nu mă înșel, o să mă uit imediat la date. Rămâne un oraș atractiv, mare, mai ales pentru noi români. Spațiile de distracție, sistemul sanitar, capacitatea de a profesa sunt mai bine răsplătite aici, în această aglomerație urbană. Sunt zone care arată foarte bine, se ridică construcții noi, moderne, pas cu pas se pune regulă în parcări, parcă au venit și primari mai bătăioși. Există sectoare în care să știți că e totul la milimetru, iarbă, asfalt, borduri, din plin, și se vede prosperitatea într-o oarecare măsură. Și ținând cont de toate astea, eu vă invit astăzi să-i faceți o evaluare. Chit că l-ați cunoscut în trecere și v-ați enervat, că de obicei asta se întâmplă, chit că l-ați vizitat mai pendelete și l-ați înțeles, sau că sunteți bucureșteni și aveți un lucru de spus despre orașul acesta, în care astăzi, de astăzi, avem mii de vizitatori din altă parte. Și vă invit pe toți din orice colț al țării să ne spuneți câteva lucruri.
Dar întâi să vă dau numărul de telefon. 0372069599. Îl repet ca să ne sunați de cel mai departe, dacă se poate. 0372069599. Și vă întreb așa, domnule, este orașul București o capitală, un oraș european, dar este el măcar o capitală de care sunteți mândri? Uite, asta e foarte important. Doamne, care sunteți de prin țară, sunteți mândri că orașul ăsta este capitala României? Ce le-ați explica străinilor care vin zilele astea în oraș despre starea de lucruri de aici? Și ce vă deranjează cel mai tare la ea? În fine, are domnul Nicușor Dan capacitatea să îndrepte sumedenia de lucruri care îi stau în față? Că și asta ar merita, de acum l-ați cunoscut cât a apărut la televizor și v-ați făcut o idee. Așadar, este sau nu orașul ăsta european și sunteți mândri de capitala asta a României? 0372-069599. Pavel a sunat primul. Salut, Pavel! Te ascult! Salut! Foarte drăguță descrierea ta legată de mai multe elemente. Personal consider că nu este Bucureștiul o capitală europeană. Sunt foarte, foarte, foarte multe lucruri de povestit la negativ, la modul negativ de această cloacă. Cloacă? Mi se pare că în acest lucru s-a transformat. Este extraordinar de greu să te deplasezi. Este foarte improbabil cloacă. Să respiri aer curat. E o mlaștină, e o nenorocire când spui cloacă. Adică e un pic cam mult. Adică e un pic cam mult, dar câteodată ca să poți să schimbi unele lucruri sau să impulsionezi lumea, trebuie să și exagerezi. Mm-hmm. Că dacă ne complacem în realitatea curentă, nu prea se întâmplă lucruri. Da, sunt anumite inițiative sau improvement-uri la nivel molecular, dar altfel ne chinuim pe zi ce trece. Da, avem spitale mai răsărite în București. Școala este mai bună în București. Da, dar ca să ajungem în acele locuri, să apucăm să studiem sau să beneficiem de o anumită calitate a serviciilor sanitare sau să ajungem la un eveniment, trebuie să parcurgem amărât acesta de oraș, care atunci când nu sunt elevi la cursuri, parcă mobilitatea este puțin mai ușurată, dar nu elevii sau turiștii îngreunează traficul. Nu am reușit să găsim soluții pentru a decongestiona multe artere. Ne nu dăm jos, indicatoare. Ne dăm jos din mașini și se rezolvă treaba. Asta da, e dar cu pentru un turist care nu ar folosi Waze sau Google Maps, ar fi incredibil de greu să-și dea seama într-un stat european unde ar trebui să ajungă. Noi nu acomodăm străinii cu o limbă alta decât limba română. Să știi că cu ani în urmă am luat un englez de la aeroport și m-a întrebat, la un moment dat trebuia să-l duc în drumul taberei. Și m-a întrebat, dar de unde știi pe unde să mergi? Și eu am zis, păi da, e simplu, aici locuiesc. Nu zic, cum să nu știu orașul în care locuiesc? Am învățat aici, te duc stânga, dreapta, învățăm. Și el îmi spune, păi și dacă ar veni un străin, cum s-ar descurca? Ok, mulțumesc, zic, mulțumesc pentru observație, într-adevăr. Era destul de greu pentru omul acesta. Înțeleg că te deranjează traficul cel mai tare. Uite, dar să zicem, orașul e plin, o să fie plin din seara asta, în tot weekendul, de oameni veniți, în special austrieci, cred că o să vină, că ei sunt mai cu dare de mână, dacă nu le fie teamă de pandemie. Ce le spune, domnule, despre starea de lucruri din București? La modul realist sau la un mod în care ar trebui... Nu trebuie să faci reclamă, nu. Ești cu un prieten, ești cu un prieten austriac și te întreabă ăsta, băi, ce e aici, că șobolan, că căpușe, au tot felul de nenorociri la voi. Ce ai explicat despre starea de lucruri din București? Optimist, i-aș putea spune că trecem printr-o perioadă de tranziție și că avem și oameni care vor să nu mai stea în linie și nu mai sunt atât de ușor de controlați sau dacă sunt controlați, vor să scape de un soi de control și că ne îndreptăm către o direcție bună. Nu okay. Este atât extremist
de rău traiul în țară sau în București, sunt și locuri bune, dar deocamdată ne chinuim. Place să credem că ne chinuim. Am înțeles. Mulțumesc tare mult, Pavel, îți doresc spor la treabă. Emisiunea asta e și pe Facebook. Acolo un domn, Constantin Troncotă, spune așa: comparativ cu alte capitale europene precum Sofia, Atena, Belgrad, Budapesta, Viena, Berlin, ce listă, chiar Amsterdam și Bruxelles, vreau să vă spun că Bucureștiul arată foarte bine în zona centrală. Din păcate, zonele periferice sunt dezastruoase. Bineînțeles, este singura capitală europeană care nu are o centură ocolitoare și asta se resimte în trafic. De acord cu dumneavoastră, doar că vreau să vă spun că sunt zone periferice prin unele sectoare care sunt trase, domnule, în țiplă. Adică chiar te uiți acolo și zici: mamă, ce a făcut ăsta aici, a pus copaci, borduri, ca să zic, sunt câteva intrări spectaculoase în București, altele mai urâte. Bucureștiul este inegal. Da, astăzi o să fie, de astăzi o să fie în centrul unor evenimente la care se uită toată planeta și de aici plecăm cu emisiunea noastră. Cristian, salut, bine ai venit la România în direct. Salut, Cătălin, mă bucur că sunt în direct. Eu consider că Bucureștiul a fost un oraș european, mă gândesc la perioada interbelică, și a pierdut acest statut și acum este într-o revenire, adică de câțiva ani, poate 10 ani, mi se pare că lucrurile au început să se miște ușor, ușor, au mai apărut și niște pasaje, că tot vorbeați mai devreme despre trafic. Trebuie niște pasaje denivelate ca să se mai elibereze, plus acea centură ocolitoare și autostradă, care cred că ar mai rezolva din probleme, pentru că foarte multe persoane tranzitează așa și merg pe centru și așa se supun. Dar legat de infrastructură, de trafic, în fine, asta e etern discutată. Faptul că e acum campionat european, consider că orașul acesta pentru turiști este unul extrem de atractiv, adică din punct de vedere al entertainmentului va fi o ocazie foarte bună pentru București de afirme. Aici, la restaurante, terase, distracții, orașul ăsta stă bine de tot. E și ieftin din punctul ăsta de vedere, dar știi cum e? Noi, cei care locuim aici, nu ne ducem viața doar la restaurant, că ar fi foarte simplu. Dar avem unde ieși, asta e adevărat. Spune-mi, este el reprezentativ pentru... Adică e cel mai important oraș al României acum? Simți? Din punctul meu de vedere, este cu siguranță cel mai important. Ne gândim că acest oraș are o populație cât de 6 ori mai mare decât a Clujului. Adică mi se pare că aici, având toate centrele administrative, avem parcurile acestea care sunt destul de mari, multe muzee, și infrastructura permite foarte multe spitale, sunt aici, consider că este cel mai important, chiar dacă îl blamăm, ne plângem de anumite condiții, nu putem să... Ia zi, noi luăm această etichetă de cel mai important oraș din România, din punctul meu de vedere. Să știi că la fel de bine mergea campionatul ăsta european și la Cluj, dacă e să zic eu. Adică Clujul are 2 stadioane, are tot ce îi trebuie, are o față europeană, putea să meargă acest campionat european și acolo, zic eu, la fel de bine. În fine, spune-mi, ești mândru de orașul ăsta? Așa, în momentul de față nu, dar cred că în câțiva ani, poate cu noua administrație, voi putea să fiu mândru de acest oraș. Eu nu sunt în București, dar am fost, să zic așa, adoptat și am rămas aici, pentru că un factor foarte important pentru în favoarea Bucureștiului sunt locurile de muncă. Adică aici găsești loc de muncă, pe când în alte orașe din țară nu găsești atât de repede. Un angajat pentru noi, cei mai tineri. Pentru cei mai tineri, da. Important aspectul acesta. Venim după bani. Cristi, îți mulțumesc. Un angajat din București câștigă în medie 4.700 de lei pe lună. 4.700 de lei pe lună. E cea mai mare medie din țară, da? S-au și mărit salariile în București față de luna martie anului trecut, de atunci e statistica. Gândiți-vă că în Teleorman, care e aici aproape, salariul mediu este de 2.600 de lei pe lună. Anca, salutare! Bine ai venit la România în direct. Mândră de București? Salut! Nu. București este un oraș al, să spunem, conflictelor. Sunt aglomerări de companii cu posibilitatea de a oferi locuri de muncă atractive, dar mai avem de lucru foarte mult la capitolul administrație. Adică eu consider că din punct de vedere administrație poate că ar fi bine să ne alegem oamenii care se dovedesc a fi buni gospodari până sunt în campanie electorală, ca să știm ce alegem.
ca primar trebuie să fiu un bun gospodar, nu un bun politician. N-am înțeles. Asta e o critică la adresa cui? Adică, hai zi-o pe șleau, cine nu e? A domnului primar. Deci dacă domnul primar nu știe să se îngrijească pe el, cum Dumnezeu să aibă grijă din oraș? Te referi la tunsoarea lui Nicușor Dan? Da, este veșnic ciufulit. S-a cum s-a tuns. Serios, nu m-am gândit niciodată la abordarea asta, nu știu. Adică are importanță pentru tine cât de lung e părul unui om? Ba, nu, da. Are importanță cât e de îngrijit. Tu l-am văzut că mereu la Pitiș costum. Pitiș îmi plăcea extraordinar de tare și are un cântec care ilustrează foarte bine. Da, păi zice, da, domnul Nicușor Dan este mereu la cămașă, la sacou, la... Ai, nu știu, doar că avea freza aia așa, serios, dar din cauza frezei ăleia chiar nu merge treaba în București. Nu, sunt multe aspecte, de asta spun. Trebuie să fie un om care să poată să gândească din punct de vedere administrativ, să poată să aibă cunoștințe de bugetare, să poată să aibă cunoștințe și de, construcții, lucru cu oamenii, pentru că în țară drumurile sunt superbe, iar în București sunt pline de gropi. Da, asta așa e. Dar știi ce a explicat? Că bugetul a venit târziu și din cauza asta de-abia acum se apucă de lucru. Adică el e așa... Păi de ce a venit târziu? Nu au avut un deadline? De ce nu l-au păstrat? Că e în faliment, de-aia știi foarte bine. Trebuia să găsească sursele de finanțare. Da, deci da. În momentul în care pornești un an nou financiar, trebuie să-ți stabilești niște obiective, bugetul, și să le ai pe toate și să te ții de ele. Știi care e marele păcat? Că de unul singur, Bucureștiul generează 20% din PIB-ul României. Dacă pui și Ilfovul, se duce la 25%, adică un sfert din bunăstarea nației ăsteia este făcută aici, în această zonă. Iar frustrarea pe care o trăiești tu este că, de fapt, viața celor care trăiesc aici nu este reprezentată de acești bani. Adică, eu găsesc, băi, ce se întâmplă cu banii ăștia, cu taxele și impozite? Plătim taxe, taxele sunt încasate, dacă nu le plătești, ai penalități. Hai, deci banii sunt intrați în cont. Atunci, de ce nu știm pe ce contăm? Știi care e marele secret? Pentru că nici noi nu vrem să răspundem unor lucruri. Adică primarii pot rezolva până la un punct. Uite-te, au îngrijit niște parcuri, unii dintre ei, sau niște intrări în București, sau o să le îngrijească Nicușor Dan, sau o să ridice gunoaie. Dar primarii nu ne pot scoate din mașini și nici nu vor să o facă. De asemenea, un lucru pe care nu l-au vrut politicienii din București a fost acela de a construi ordonat și așezat. Adică ne-au pus blocuri în cap, plaie peste grămadă și cu ocazia asta... Dacă e zonă de bloc, să fie zonă de bloc, dacă e zonă de case, să fie de case. Și le-au amestecat. Despre asta e vorba aici, despre o politică neunitară, despre cele 7 sectoare și, în general, despre enorm de multă corupție. Anca, sănătate, spor la treabă. Băi, vedeți, e o amărăciune când e vorba de orașul ăsta... Și eu cred că în multe locuri pe oameni i-a întrebat, da, sunt nemulțumit de orașul în care trăiesc. Dar într-un fel sunt mândru, nu? Pentru că aici trăiesc. Mă gândesc și eu. 0372069599. V-am întrebat astăzi dacă este Bucureștiul un oraș european și dacă sunteți mândri de capitala României. Un alt Cristian, salut! Salutare! Salutări din Anglia din nou. Ne-am mai auzit de ce faci. Bucur că m-am prins din nou. Cum să zic, născut și crescut în București și cam în fiecare an dau pe acasă. Păi, e extraordinar. Am, de exemplu, mi-am luat un punct de reper la mecul de la Dristor. Așa. La minunata trecere de pietoni. Este o mare groapă. De 5 ani de zile acolo. Probabil că la linia de tramvai, nu? Pe undeva la ambient. Da, la linia de tramvai. Mă gândesc. În același timp, aș vrea să dau o replică Ancrei dinainte. Conceptul ăsta de a ne lua de aspectul fizic al cuiva se regăsește și pe Facebook. Foarte mult sunt pe Facebook. Și în momentul în care rămâi fără argumente, te duci la atacul la persoană. Domne, dar de cine are domne bască? Domne, dar ce-i cu freza aia? Și în același timp spunea de domnul Pitiș, Dumnezeu să-l ierte, că avea un cântec care exprima exact ceea ce trebuie să spun. Păi, ori una, ori alta.
Da. În Marea Britanie îl avem pe Boris Johnson, care are freza făcută la metrou. Și nimeni, pe nimeni nu interesează. Ei, să știi că am văzut și niște glume în presa britanică cu el. Sigur, nu e atât de, da, nu e atât de pregnant. Da, o să obișnuiască lumea și cu frizura lui Nicu Șordan. Aici, în București, a fost un eveniment. Am văzut multe lucruri scrise. Spune-mi, trăiești în Londra? Nu, trăiesc undeva lângă Nottingham. Și aici, ce să zic, orașul se numește Derby. Ok. Și au niște străzi mai rău decât în București, dacă ține să crezi. Adică sunt niște străzi. Este aceeași problemă care este în București. Și am văzut că doar Ciprian Ciucu de la sectorul 6 pune accent pe așa ceva. Și mă refer la o chestie punctuală. În momentul în care, de exemplu, firma de gaze sau firma de telefonie se apucă și sapă ceva, trebuie să aducă la stadiu inițial. Ciucul de la 6 este singurul care zice, domne, trebuie să arate totul la fel, să fie asfaltat bordurile, gazonul totul să fie la fel. În orașul în care stau eu, îți spun sincer, există străzi întregi care sunt făcute din petice. Deci stradă ar fi perfectă. Dar se apucă, spart un petic și după aceea te uiți așa în zare și zici că sunt valurile Dunării. Domnule, de când stai acolo în Anglia, ți se mai pare valabilă, cât? 7 ani jumate? Ți se mai pare valabilă exprimarea aia ca la noi, la nimeni? A, nu, cu siguranță. Asta este o problemă de, cum să zic eu, ne-am închis în propria bulă. Eu aș recomanda și am mai spus de câte ori am intrat în direct la tine în emisiune. Românul, ca să poată să vadă alt punct de vedere și să înțeleagă cu adevărat care sunt posibilitățile, ce înseamnă o țară ca afară, ce vrem cu adevărat, pentru că noi spunem așa, ca o nălucă, vorbim de ceva, dar nu știm să spunem punctual cu subiect și predicat. Ar trebui să plece din țară și să o ia de la zero, să stea cel puțin 2 ani. Nu, 2 ani. Și o să-și dea seama cum merge municipalitatea sau consiliul local, cum ai șanse să-ți găsești un job și să trăiești cu salariu minim, două persoane, una să lucreze, una nu, și te poate trăi decent. Deci nu mor de foame, am trecut prin chestia asta. Poți să avansezi, ți se dă șansă, nu contează pe cine știi. Nu zic că nu se aplică și aici, dar nu este la fel de pregnant ca în România. Fii atent la mine. Cristi, dacă ar fi să te întorci în România, să zicem, băi, gata, ai veni în București sau în altă parte? E important asta. De întors în România o să mă întorc anul ăsta, cum am mai spus. Și sunt nevoit să mă întorc în București pentru că ideea a fost să mă întorc anul trecut și mi-am cumpărat un apartament pe care a trebuit să-l închiriez că a venit pandemia. Dar vinde-l, ce problemă ai? Că nu te ține o casă. Vinde și du-te în altă parte. Dar întrebarea e, de ce ai ales Bucureștiul? Am crescut în București, am familia în București, prieteni, tot. Posibilitățile sunt mult mai mari. Sunt obișnuit cu haosul de acolo. Eram obișnuit. Am reușit să mă dezobișnuiesc. Da. Este un haos organizat în București. Da. Cum să zic eu, ca și cum mai face curat într-o cameră, arunci o grenadă și gata, asta e capital. Te uiți peste tot. Avem țepușe în Piața Revoluției, avem 3 rânduri de borduri în sectorul 3. Punem gazon și după aceea îl udăm când plouă și iar îl punem și iar îl udăm. Chiar am făcut o remarcă primarului de sectorul 3 și i-am spus, eu fiind șofer de camion, am cărat foarte mult gazon. Și gazon care se vinde la orice magazin de bricolaj, dar în cantități industriale. Ceea ce se pune în sectorul 3 este doar pământ. Deci ăla nu-i gazon. Și am cărat, sincer, sute de tone. Eu pe mine mă miră, îți mulțumesc, Cristi, drum bun, spor la treabă, ne mai auzim. Știți, pe mine mă miră că aici în București sunt scandaluri legate doar de primarii ăștia noi, de doamna Armand, de Clotilde Armand și de Nicușor și așa mai departe. Băi, zici că problemele Bucureștiului pe sectoarele alea 3, 4, 5 nu există. Acolo s-a născut perfecțiunea. N-ai să vezi prin presă. Na, e, cum să zic, acolo totul e minunat. E minunat. E jumate de București minunat. Mihai, salut! Ești la România în direct. Bună ziua! Mihai, mă numesc din București, vă sun. Domnule, ești mândru? Alo, m-auziți? Da, te întrebam dacă ești mândru. Nu,
Nu. Vă spun imediat de mândru. M-am născut în 1970 în București și de atunci trăiesc în București de 51 de ani. Nu cred că București e o capitală europeană, nu sunt mândru și îmi pare tare rău de București. Pot să zic că supăr. Yeah. Sincer să fiu, domnul Videanu, domnul Oprescu, doamna Firea, cred că au fost, nu știu, scuzați-mi așa expresia, e cam dură, niște criminal pentru oraș, cu chinimele, sau niște răuvoitori. Stai un pic, Videanu a făcut un mare lucru, a spart un bulevard și ne-a băgat niște țevi pe dedesubt, singurul care a schimbat niște țevi. Fără țevile alea, cred că era un dezastru mai mare. Dar vreau să-ți dau niște date, fii atent. Da. Uite un pic la mine. Bucureștiul, am greșit eu când am dat cifrele mai devreme, Bucureștiul ocupă locul 107 în studiul anual calitatea vieții, da, ăsta e din 2018, înaintea unor orașe precum Sofia, Istanbul, Belgrad, Sarajevo, Skopje, Moscova, Kiev, San Petersburg sau Tirana, dar este depășită de Praga, Ljubljana, Budapesta, Vilnius, Varșovia, Atena, Tallinn, Riga, Zagreb și, mă rog, cam astea. Haideți să vă spun ceva, că încerc să fiu obiectiv. Am văzut pe net, circulă zilele astea, un filmuleț cu o mașină de gunoi din Viena. Nu știu dacă ați văzut. Nu l-am văzut. Să căutați pe net. Așa? Cu o mașină de gunoi din Viena, cu gunoierii, din care sar aproximativ 10 de șobolani. Deci gunoierii golesc pubelele și unul dintre ei a filmat, se distra, cum din mașina de gunoi sar zeci de șobolani, da, în Viena. Să căutați pe net. Da. Există și la case mai mari. Dar vreau să vă spun că totul este legat de bani. Adică, de exemplu, să vă dau un exemplu. Domnul Oprescu a umplut pasajul Unirea și Victoriei de granit. De granit. Da. Un material extrem de scump. Știți cum sunt pasajele în Germania? Pasajele astea rutiere în Germania sunt acoperite cu faianță albă, un material foarte ieftin față de granitul domnului Oprescu, albă, pe care ei vine administrația din când în când și le spală cu furtunul, faianța fiind albă. Uh-huh. Acel granit, cu banii din acel granit, puteai să faci multe lucruri în București. Doamna Firea, de exemplu, nu știu dacă știți, pe Calea Florească, unde a fost fosta fabrică de calculatoare. Așa, da, știu exact. S-au născut niște monstruozități de blocuri de vreo 15-20 de etaje din sticlă. Da, știu. Apropo de ce spuneam, după casa domnului Becali pe Chiselev, în curtea unde este sediul Partidului Național Liberal, a rămas sediul PNL, în spate se construiesc niște blocuri de 5 etaje în Parcul Filipescu, așa se numește. Da, știu, acolo a fost și un scandal. Să reținem, Mihai, aceasta este moștenirea administrațiilor pe care le-ai numit, da? Începând, da, uite la Videanu nu mi-e clar, dar începând din mandatul Oprescu Firea, da, puzurile și autorizațiile de construire în București au fost haotice și făcute împotriva cetățenilor acestui oraș. Iar personal. Și știți ce este tragic? Este păcat, pentru că dânsii sunt acoperiți de lege. Pentru că știți ce spun dânsii? Domnule, a fost votul Consiliului Local. Așa, exact. Și veneam la puz și un blanc cu plan. Aș desfința Consiliul Local. Domnule, eu aleg un primar. El răspunde, pe el aleg 4 ani, știu pe cine să trag la răspundere. Ea vine și spune, domnule, dacă Consiliul Local a hotărât să transformăm, să facem un hipermarket sau un fast food în loc de Teatrul Național, eu nu m-am putut opune că a votat Consiliul Local. Hotărârea Consiliului Local este suverană. Asta e cu duși întors. De discutat ce și cum putem face. Avem nevoie de reprezentanți. Dar știi ce ne lipsește? Ne lipsește o viziune unitară și ne lipsește o presiune publică constantă asupra acestor oameni. Știți care e problema până acum? Cum să spun, avem nevoie de reprezentanți, dar din păcate primarul a avut majoritate în Consiliul Local, sau partidul din care venea primarul a avut și în Consiliul Local majoritate. Și el controla Consiliul Local și se ascundea de chestia în spatele consilierilor. Așa este. Așa este, de câte ori a avut nevoie. Da. Și invers se procedează. Da, uitați, să vă spun ceva, ca să fiu și mai obiectiv. Eu sunt un anti-PSD-ist convins. Dar ce face domnul Băluță, că face stație de metrou la centură, este un proiect foarte bun. De ce niciun primar din București nu s-a zbătut să ducă metrou spre Pitești? Ce înseamnă că Băluță face stație de metrou? Este proiectul dânsului și mai prelungește capătul liniei de metrou până la centură, chiar la centură, în Buză, unde face o parcare. Înțelegeți? De ce nu s-au zbătut primarii să ducă metrou spre Pitești, pe autostradă, unde este locul drept? Da, mi-e greu să-ți explic de ce nu avem proiecte din astea de viziune. Habar n-am. Vedeți? Deci... Și după aia putem discuta de descongestionare. De ce nu s-a dus metroul în Pipera și în Voluntari?
De ce s-au făcut în București, chiar dacă nu pe banii primăriei, 3 stadioane într-o sumă de nu știu cât și nu s-a făcut un spital în București? Vreau să vă spun ceva, și eu sunt un om cu frica lui Dumnezeu. Am dat bani pentru acea catedrală. Nu ne-a întrebat nimeni. Dar? Sume foarte mari. Dar? Nu știu, dar. Nu știu ce dar. Ai vrut să spui. Înțelegi? Spune până la capăt. Spune până la capăt, că voiai să spui de ce a dat doamna Firea 8 milioane sau 10 milioane. De ce te abții? Că te bate Dumnezeu? Păi ăsta e adevărul. Mi-e frig. Bine, ok, am înțeles. Sigur. Înțelegi? Înțeleg. Sunt fan mulți de tot. V-am spus, granitul ăla din pasaje costă imens când puteai să pui o faianță albă și arăta mult mai bine. Mulțumesc tare mult, Mihai. Risipă, lipsă de viziune, astea sunt marile probleme ale Bucureștiului, în timp ce o lume privată, o grămadă de oameni de afaceri au făcut ca orașul ăsta să crească, să arate spectaculos pe alocuri, doar că în foarte multe cazuri regula și legea nu s-a mai aplicat. Eu am slabe speranțe din punctul ăsta de vedere. E rândul lui Cătălin să vorbească la România în direct. Astăzi facem o evaluare a Bucureștiului. Salutare! Salut! Uite, eu te sunt din Oradea, din partea asta, la alta țării. Bine ai venit! Și vin destul de des în București și merg destul de des și în Budapesta și în Viena, de exemplu. Ok. Și da, pe lângă faptul că lumea zice, da, București e aglomerat, e murdar, da, asta e subiectiv, pentru că și Parisul e foarte murdar. Asta nu e aproape o problemă. Întrebarea ta era dacă Bucureștiul e o capitală europeană. Da, pentru mine e o capitală europeană doar pe hartă. De ce? Pentru că nu te simți ca într-o capitală europeană. Știi, dincolo de acele facilități de care vorbeai, okay. Eu cred că o capitală europeană trebuie să ofere mult mai mult. Și o chestie față de România, mi se pare că e foarte scump. O, bucureștinul, nu vi se pare că e un oraș scump? Față de ce? Că nu... Bun, dacă mă duc la maică-mea la Vaslui, sigur, unele lucruri mi se pară mai scumpe, altele mai ieftine, dar, după cum ți-am spus, salariul net aici, în medie, este de două ori mai mare ca în alte județe, deci... Și banii... Nu, ok, dar vorbim de capitale europene, am văzut aici comparația. Ok, capitale europene față de Paris, față de Budapesta... Față de Viena, mie mi se pare mai scump Bucureștiul. Poate n-am nimerit eu localurile bune, da. Da, nu știu ce să zic din punctul ăsta de vedere. N-am... S-ar putea. Și tot la treaba asta cu scump. Uite, la noi în provincie este o vorbă, că toți banii zării sunt la București, dar se vorbește și probabil că se va mai vorbi mult despre descentralizarea asta a județelor. Mm-hmm. Și în special în speța administrativă. Dacă nu toți banii vor mai merge la București, oare își va mai permite Bucureștiul aroganțele astea care își le permite acum? E aici e o discuție pe care o vom purta la un moment dat. Am văzut mesajul lui Emil Boc către propriul guvern să revină la descentralizare. Să știi că în București rămân mai puțin bani decât produce orașul acesta. Eu știu la ce te referi. La acea chestiune că sediile unor mari companii sunt aici și sunt bugetate toate lucrurile aici. Adică în scripte, banii care se încasează la Oradea apar pe București. Asta e marea discuție. Da, și tu spui că ok, banii. Dar Bucureștiul, dacă te iei după împărțirea banilor, e un oraș care primește mai puțin de la buget decât produce. Pe de altă parte, București, și noi bucureștenii îți mulțumim, primește niște ajutoare din partea ta pe care, sigur că nu știu în câte părți ale lumii le-ar primi. De exemplu, metroul. Știi foarte bine că și tu... Da. Plătești la metroul din București. Asta e viața. Deocamdată. Păi, o să plătești câtă vreme rămâi cetățean român, o să tot plătești, că eu nu văd cum o să-i dea. Nicușor Dan, să știi că n-are bani de măturat în București, nu bani de făcut metrou sau alte nebunii. Deci nu e cazul, să știi. Ultimul lucru, te-am întrebat, ești mândru? Că ce? Că sunt orătean? Că sunt de București? De București nu sunt mândru dacă... Dar eu mi-am adus colaborator străin și nu pot să zic prieten, dar colaborator de serviciu. Mm-hmm. Mi-am adus în București. Ce? Și am încercat să le arăt părțile frumoase, însă per total nu pot să zic că sunt mândru de București. Aș fi mai mândru sau sunt mai mândru de alte locații din țară decât de București. Îți mulțumesc tare mult și pentru sinceritate. Sau mai ales pentru sinceritate. Da, uneori
te ia așa cu frisoane. Zice, domnule, nu pot să fiu mândru de capitala țării ăsteia. Andrei, salut, bine ai venit la România în direct. Salut. Eu sunt mândru. Eu sunt bucureștean și sunt mândru de orașul meu, pentru că eu ajut orașul așa cum pot. Încep printr-un lucru foarte, foarte simplu. Nu arunc gunoiul pe jos. Adică eu nu mă pricep la politică, nu mă pricep la primar, nici nu știu ce face domnul Nicușor, nu știu ce a făcut doamna Firea. Oricum, eu am locuit în ultimii 4 ani în Oslo. Și am avut și șansa, cât am locuit în Norvegia, să vizitez anumite orașe mari ale globului pământesc. Ia să vedem, și este domnul la fel. Adică. New York, de exemplu. Am stat în New York o perioadă și nu se plânge nimeni de șobolanii de pe stradă, nu se plânge nimeni de gunoi. Înțeleg că e o invazie de șobolani și la New York, tot citesc prin presa americană. Da, exact, exact. La fel cum am auzit și mai devreme la un ascultător, cum ce s-a întâmplat la Viena. La fel să vă spun cum arată Berlinul, cum arată Roma. Astea le știm deja. Singura problemă este la oameni. Cum ne raportăm noi la orașul București? Ce facem noi pentru orașul București? Este foarte simplu să spui că Nicușor Dan nu mătură străzile, dar tu ți-ai făcut curat în grădina din fața blocului. Tu ai ieșit puțin și ai aranjat grădina, nu știu, sau când ai fost la un picnic în grădina Băneasa, ai strâns după tine. Este foarte simplu să aruncăm vina pe ceilalți, că nu avem apă caldă. Bine, asta nu vreau să intru acum în politică, dar sunt foarte, foarte multe lucruri pe care oamenii din București nu le fac. Cu adevărat, da, sunt mari probleme. De exemplu, și eu sunt frustrat când merg la metro și nu este aer condiționat, sau sunt frustrat că m-am plimbat chiar săptămâna trecută cu niște prieteni din Germania și au zis, băi, nu se poate respira în orașul vostru. Da, sunt anumite probleme, dar acum ce să facem? Să nu fiu mândru de orașul meu, să nu fiu mândru de țara mea? Mai simplu să spunem, vrem o țară ca afară și atât. Ne raportăm la un slogan frumos, depus pe Facebook, la status, vreau o țară ca afară, dar atât, nu fac nimic pentru. Și ne mulțumim, aud mereu peste tot chestia asta, da mă, dar ne plătim impozitele. Bravo, tu și tot pământul ăsta își plătește taxele și își plătește impozitul. Care-i diferența esențială dintre cetățenii din Oslo, care ți-au fost concetățeni, și cei din București? Cei din București au o lipsă de maturitate și o doză foarte mare de nesimțire. Iar această doză de nesimțire nu am văzut-o, de exemplu, în Oslo. Aoleu, cum e asta? Aoleu, da, o să se umple liniile telefonice. M-am gândit la M-am gândit la un moment dat să fac o dezbatere despre cum îi privește restul țării pe bucureșteni, ce fel de oameni sunt. Știi că am auzit percepția asta la... Hai bă, că la voi la București acolo e plin de nesimțiți. Da, în același timp, exact. Știi cum e, Andrei? Tu ești un om ok, nu? Prietenii tăi sunt niște oameni ok, nu? Da, da. Familia ta, iarăși, sunt oameni ok, nu? Nu pare așa o înstrăinare într-o bulă, băi, noi suntem bine, ăilalți sunt nesimțiți, adică... De exemplu, da, înțeleg unde vreți să duceți discuția, dar în același timp, când acceptăm, noi ca cetățenii București, le acceptăm, de exemplu, în parcuri, vezi grupuri de prieteni, vezi grupuri de oameni care mănâncă semințe. Hai că iau un exemplu banal. Mănâncă semințe și scuipă pe jos. Și în loc să te duci să spui respectos, hei, vă rugăm frumos, nu este chiar ok ce faceți. Sau credeți că ar fi indicat să vă opriți. Dar ne place să comentăm pe Facebook despre ce au făcut ăia acolo, dar tu nu te-ai dus să le spui. Sau în același timp, sunt foarte multe aspecte, astfel de exemple pe care le putem enumera, dar și asta cu nesimțirea nu este doar în București. Sigur. Nu este doar în București. Am mai plimbat și prin România și cred că este o doză a românului de a se plânge de celălalt, iar în dreptul lui să nu facă nimic. Eu, de exemplu, am mers acum că de-aia am și sunat, că am avut timp, că eram prins în trafic. Și de foarte multe ori în trafic ești tentat să faci lucruri urâte. Nu știu, să-l înjuri pe celălalt de lângă tine. Chiar acum mi-a tăiat unul calea, am vrut să iasă ceva rău din mine. Dar m-am oprit, am zis, băi, stai, poate se grăbește omul, poate are și el o problemă, poate nu știu. Ei, trebuie să ajungă urgent acasă. Vezi că ne maturizăm. Îți mulțumesc tare mult, Andrei. Ce mesaj
frumos la final. Ne maturizăm. Mai lasă de la mine. Asta e marea calitate a oamenilor care trăiesc în aglomerații foarte mari. Mai lasă de la mine. E adevărat că presiunea administrației ne-a înrăit aici. Of, Gabriel, să știi că mai ai fix 50 de secunde, dar îți las ție concluzia. Renunț eu la a mea și... regulă, mulțumesc tare mult, Cătălin. Te rog. Eu sunt ișean și am 20 de ani. De 20 de ani nu am fost niciodată în București. Ok. În schimb, am fost, cred că, de 8 ori în Brașov, cred că de 4 ori în Cluj, doar pentru că am auzit atâtea lucruri urâte, să zic, despre București. Primul, cred că ar fi traficul, pe care toată țara cred că știe cum e traficul în București. Da. Numai din auzite. Se circulă mai bine ca la Iași. Îți spun eu, sunt mai multe mașini, dar se circulă mai bine ca la Iași. Depinde, să știi. Da. Noi avem avantajul ăsta imens că avem un oraș mic și mare dintr-un colț în altul, numai 10 km. Uite, spune-mi în 10 secunde, care e lucru pe care l-ai înțeles tu din despre București din relatările altora? Că stăm foarte bine la capitolul distracției. Ok. Extraordinar de multe restaurante și pub-uri și cafenele. Dar? Și mall-uri. Dar? Mall-uri avem. Dar? Dar, nu știu, cred că problem, sunt mult prea multe lucruri care au contribuit la cum arată Bucureștiul azi. Asta e. Îți mulțumesc tare mult. Sunt atât de multe lucruri nerezolvate și la care lumea nu s-a uitat, încât pare că astăzi va trebui să facem o luptă nebună ca să aducem anumite părți din oraș pe linia de plutire. Și pregătiți-vă pentru momente mult mai complicate. Și da, cred că într-o mare măsură, mulți care trăiesc aici, vă puteți mândri cu orașul acesta. Asta e România în direct, eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă! Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.